Salutare la toată lumea, Ștefan și de la proiecte diverse de AI. În primul rând, nu faceți asta acasă. În al doilea rând, cei care sunt sensibili la lipsă protecție, la atingere directă, să părăsească postul de radio, de TV. Spațiu de vizualizat. Da, să-și dea restart la calculator acum. Ce avem aici? O instalație de pom de pe vremea lui Ceaușescu. Aveam vreo 8-9 ani, mă învățase un vecin care lucra la tramvaie și bineînțeles că găsea și el niște becuri. Aveam și eu la țară un brad în curte, de fapt și acum l-am, are vreo 13-14 metri, avea vreo 12 pe atunci. Ăsta avea un brad și mai mare și își făcea instalație de pom. Bine, aducea de la tramvaie becuri de 24 de volți. În serie 10 bucăți erau 240 de volți. Eu aici am 20 de 12. Hai să-l vedem pe unul. De astea de mașină. 12. 12 volți, 21 și 5 W. E ăla cu două rezistențe. Și ăsta poziție și frână. Da. Da, și de-aia v-am zis, protecție la atingere directă. Nema nimerica, cositorit direct pe fundul la bec. Și aici o țigănie de asta, arare ore le dădeam cu bandă, oricum nu prea conta că veneau direct în pom și în pom multă zăpadă, că pe vremea aia ningea. Oricum arăta pentru vremea aia demențial, unele din ele le dădeam cu ojă, că aia era singura culoare. Dar arătau super demențial pe un brad plin de zăpadă. Și ca să păstrăm tradiția, nu o să-i punem la... O să fie făcut exact original, ca după rețeta originală, fără protecție la atingere directă, fără prea multe chestii. Bineînțeles, era săraca, era pânzată pe vremea aia, dar noi n-avem. Așa că îi dăm cu ce bandă avem. Și așa mare frumusețe. Bine că nu se suia nimeni în brad după ce o aprindeam. Că era... Că bătea brusc vântul. Da, bătea vântul rău. Așa. Conexiuni, ca lumea, nu orice jucării. Vrei Da. să probăm diferențialul? Arunc niște apă pe Nu, te întreba, zic, vrei să probăm diferențialul? A, da? Ia uite, doamne. Noroc Cătălin că a văzut că am pus pe pei. Nu da, dar avem lumina pe priză și lăsam beznă. Ca orice electrician care se respectă, nu? Corect? Dar acum avem lumini pe cap. Păi nu, că dacă se întâmpla ceva, schimbam titlul. Nu instalație de pom după vremea lui Ceaușescu, instalație cum să testa diferențialul. Tester de diferențial după vremea Ceaușescu. 324 de becuri. Și este mai dracu, nu umblăm cu două de alea în tub de calciu. E corect, da? Umblăm cu 20. Înseriate că alea în calciu efervescent erau lampă de control și pentru 230 și pentru 400. Da, păi și nu erau, erau două de frigider la Două unii. de? Da. A? Bubuim sau nu bubuim? Să atinge ceva? Vedem. Hai să vedem că siguranța. Ia uite ce frumos! Extraordinar! După care m-am enervat că eu le-am făcut, dar, Doamne, ce căldură de gaj! Alu vecinul licărea. Și tot vecinul mi-a vândut și secretul. Era unul pe la 50 de ani mai nebun ca mine. Tot vecinul mi-a vândut secretul cum să face să uită copiii ăștia în ziua, dar nu știu despre ce vorbim aici. Deci, sigur, se ia una bucată starter. O vremea nu știu dacă erau Philips, dar nu mai contează. Nu erau electrofar. Electrofar, auzi. Alea unde erau făcute? Păi era secție în București, era secție atelier, erau ateliere meșteșugărești.
Dacă trebuie să facem noi o combinație. Dacă n-a pocnit nimic până acum. Una din secții era pe la Piața Romană în spate. Deci starterul este în serie, da? Oricum nu faceți treaba asta acasă, dacă faceți, faceți-o la altcineva acasă. Nu vorbesc serios, nu încercați. Astea sunt amintiri din copilărie. Ai inconștiențe din copilărie? Ai inconștiențe, păi neșcam cu carbit, cu toate prostile, dacă n-aveam jucării. Da, nu ne ajungea ziua să stăm. Dar n-am auzit un părinte să zic că mai lasă un carbit ăla, poate sări în aer. Generația cu cheia de gât, cum eram denumiți. Asta era protecția la atingere direct. La postaș și de cel dădeam cu bani de izolir, că puteam să-l lași postaș. Din prostia și inconștiența mea de copil handicapat, îl dădeam că am pățit de multe ori, a intrat apă în el și a făcut figuri, știi? Și nu mi-a plăcut, că își schimba frecvența. Uite aici, aici ciupe, îi mai dăm un pic, ca să iasă. Erau și beculețele de scală, de radioreceptoare, erau mai mici? Erau, la, la un moment dat am făcut cu socluri, cu, adică găseai socluri pe la, când am năvălit în dioda. Decolorat găsise metodă nouă și cu mine de la Flaro, colorate, le scoteam, le diluam cu puțin spirit, că de unde alcool, și ieșeau gen transparente, ca becurile de orgă de lumini. Asta că nu erai de la vazui, că la vazui nici spiritul nu se mai găsi. Da. Și oricum nu-l foloseai tu la becuri. Și fii atent că nu mergi. Ba da, dar trebuie să... Trebuie să... Nu ne-am uitat nici de cât era. 15 W. Da. Ca să clipească frumos, trebuia starterul să fie de 60 de W. Da. Și atunci avea, atunci avea frecvență... Deci ăsta e la 3 secunde. Da. Cred că găsim pe acasă. Sunt dezamăgit mai, total. Mai... Hai că am găsit al starter să vedem ce rezultate obținem. Spectaculoase, da. Adevăr e că e și mult al dracu, 10 becuri, 20 de becuri, e ceva. La 21-26 de vas bucat. Da, de data asta nu mai facem protecție la atingere directă, că oricum nu prea mai contează, că nici n-avem pe aici. Nici asta nu vrea, fiate. What the fuck is happening? Nu e puterea mult prea mare a becurilor. Este, este. Puteam să folosim și eu aia 5W. Filamentul de 5W, da. Hai să fie și cald. Mai căutăm unul. Da, deci nu reușim să îl facem să licăre. Nu bun. Niciun starter, prea mici, putere prea mare, trebuie să le fi legat eu pe 5W, era... Eh? V-am zis eu că nu stă la toți la cap? Nu m-ați crezut. Hai că nu e wood bradul, vi se pare, nu e, e pleașcă. Și îmi place cum stă starterul pe sârma de la vie. E nemaipomenit. Cine mai are vie în București în 2021? Nu zic că după aia se supără. Și că-s bulangiu. Da. Colorate trebuia să arate și mai frumos. Și cu zăpadă pocnește și mai bine. Da. Cam asta la filmulețul ăsta. Ciuz și Merry Christmas!